La cina cea de Paște, în camera de sus, înconjurat de apostoli, s-a așezat Iisus. Se revărsa din sfeșnic o galbenă lumină pe azimile calde, pe mielul fără vină. Era plăcut prilejul și toate pregătite, dar vai, uitase gazda o slugă a trimite, un rob sau o copilă, ca după vremii lege cureaua de pe glezne pe rând să le-o dezlege și să le aline talpa de colbul de pe drum. Și acum cei 12, sfielnic oarecum, se întrebau în cuget, cum vom ședea la rugă și cine își va pune ștergarul cel de slugă? O, iată-i cum se încruntă, privind cu tulburare când vasele cu apă, când praful pe picioare. Și Duhul îi întreabă, în fiecare zboară, n-ai vrea să-ți pui tu, Petre, ștergarul astă seară? Chiar eu? Nu-și de bine, eu doar sunt mai bătrân. Dar tu, tu cel mai tânăr, eu stau lângă stăpân. Dar tu, întreabă Duhul acum pe Andrei, chiar eu? Sunt cel din urmă la Domnul între ei. Dar tu ce ții doar punga? Eu am făcut de ajuns, am cumpărat merindia și mielul am străpuns. Tu, Toma, nu vrei oare să fii tu cel ce spală? Sunt trist, se luptă în mine o urmă de îndoială. Dar tu, Matei, tu, Filip, dar tu, Tadeu, dar tu, și în fiecare cuget, răspunsul a fost nu. Atunci, lăsându-și brâul și haina într-un ungher, s-a ridicat stăpânul cel coborât din cer și înfășurând ștergarul, s-a plecat ușor să-și spele ucenicii ca rob al tuturor. De atunci pe apa vremii atâția ani s-au dus. Și acum câta oară se pleacă iar Iisus să întrebe tot în Duhul pe cei ce-l înconjoară. N-ai vrea să-ți pui tu, Gheorghe, ștergarul astă seară? Tu, soră mărioară, tu, Radu, tu, Mihai. Frumos va fi odată acolo sus în rai, dar azi sunt mii de amaruri, necazul greu se curmă. N-ai vrea în lumea asta să fii tu cel din urmă? E bun un vas de cinste, dar trebuie și un ciob. N-ai vrea să fii tu, frate, al fraților tăi rob? Sunt răne îngrijite, sunt mucuri ce se sting, batiste în care lacrimi în taină se preling. Sunt văduve bolnave, bătrâni fără putere, sunt oameni singuratici, lipsiți de o mângâiere, sunt prunci rămași acasă cu o mamă în spital, bolnavi care așteaptă un salvator semnal. Se cere osteneală și jertfă uneori, și nopți de priveghere și iarăși muncă în zori, nu mânuind cuvântul când harul nu ți-e dat, cât mătura și acul și rufa de spălat, cât cratița, toporul și roata la fântână, ciocanul în tabla casei și în gard la vreo bătrână, să stai de veche noaptea la câte un căpătâi, să întorci cu greu bolnavul, să rabzi și să mângâi, să-l scuți apoi la soare și să-i alini amarul. N-ai vrea cu mine, frate, să-ți înfășori ștergarul? Chiar eu? Nu șa de bine. Eu doar sunt mai bătrân. Chiar eu? Eu sunt prea tânăr. Eu stau lângă stăpân. Chiar eu? Eu nu am vreme. Eu am făcut de ajuns. Chiar eu? Chiar eu? Se aude același trist răspuns. Și atunci, lăsând să-i cadă cununa lui și haina,
iubirii fără margini, trăindu-i iarăși taina. Încet, a câta oară, se apleacă iar Iisus și plin de atâtea gânduri, ștergarul iar și-a pus. Și așa cum o mlădiță se apleacă lângă trunchi, stăpânul omenirii se apleacă în genunchi. La jugul fără slavă, Iisus iar se înjugă. El, împăratul vieții, din nou e rob și slugă. Veniți, leproși ai lumii, murdari de-a ei țărână, Iisus vă spală astăzi cu propria sa mână. Veniți voi ce-n păcate, nădejdea vi se frânge, Iisus vă spală iarăși cu propriul său sânge. Voi, frați, goniți mândria, visările și somnul, luați cu drag ștergarul alăturea de Domnul și nu uitați, pe cale orice lucrare e bună, dar cine ia ștergarul, acela ia cunună. Amin.